Doi proaspeți prieteni cu care sper să dezvoltă multă prietenie și vorbim despre niște povestiri. Eu l-am spus despre un titlu, ei s-au luminat la față, deci am să citesc acea povestire care se cheamă Mama Electrică. Mama s-a înconjurat întotdeauna de tot felul de chestii ciudate, pentru că era mortală. Se spunea încă de atunci că avea în fiecare deget 10.000 de volți, iar tensiunea din ochii ei făcea ca părul sârmos, încăruțit înainte de vreme, să-i stea sculat în jurul capului. Primul lucru de care mi-aduc aminte sunt mănușile. Avea sumedenie de perechi, roz, verde grotac, lila, mov, albastru cobalt. Nici n-ai fi bănuit că erau de căuciuc toate. Am văzut cu ochii mei cum îi dădea să sugă lui ăla micu. Ăla micu? E fratele meu și poate nu v-ați prins, e chiar mic. Îmbrăca un soi de harnașament de cauciuc, cu sân de cauciuc, în formă de pară și așa l-a lăptat. Nimeni nu i-ar fi dat copiii pe mână, ce mai, nimeni nici nu vorbea cu ea, atât era de periculoasă. Când ieșea pe stradă, se trăgeau obloanele, se ferecau ușile. Nimeni nu se juca cu noi din cauza ei. Ai lui Electrica. Așa mi strigau, am auzit eu într-o zi de zi. Așa că am crescut singurei. Nu săream gardurile, pentru că pusese răzârmă din pată și sticlă spartă în vârful lor. Nu mergeam la școală. Pasnicul negonea cu bărțul. Nimeni nu catalipsea să se uite la noi, deși îi vedeam, măsurându-ne, de după perdele, de parcă eram nu știu ce fel de idioare. Nu, noroc că eram doi, deși mie mi-ar fi plăcut să am un frate mai mare decât mine să mă apere. E nașpa, cu o mamă electrică singură. Mamă, dar tata unde e? A făcut un semn neclar, iar eu și fratele meu ne-am simțit și mai fără de rost. Ce mamă, de ce mamă, da? Și tata nu. Și tata, cum s-o fie apropiat de mamă? Lui fratele meu nu prea îi păsa, ce știa eu? Dar eu chiar voiam să știu. Dacă și tata, care o fi fost el, fusese electric, probabil că îi se aplecase. L-am visat odată. Era înalt, frumos, tânăr, cu ochi care scoteau scânteii. Era dezbrăcat până la brâu, o mândrețe de bărbat, o mândrețe de tată. A întins brațele spre mine și m-am trezit. Am știut din ziua aia că eram ciumații cartierului, dar mamei nu-i păsa. Părea oarbă că se uita la noi. Nu ne-am prins niciodată dacă știa care doi copii care suferă. Cum să ai ghinionul ghinioanelor și o asemenea mamă? Cu ce greșiseră? Aș putea să vă povestesc cum ne ducea la culcare blindată până în vârful unghiilor sau că nu ne-am mângâiat niciodată. Eu una nu țin mine. Nici nu-i de mirare că oamenii s-au supărat pe noi. Într-o bună dimineață ne-am trezit cu ei la poartă. Au spart intrarea cu lacăt și au intrat fără să dea bună ziua. Erau înarmați cu furci de lemn, lungi și ascuțite, cu plase, iar cei din urmă cărau niște guși. Am înțeles imediat și am fugit spre casă. Dar prostul de frate meu le-a ieșit în cale pe picioarele lui strâmbe și mici. Atunci am făcut calea întoarsă. Pentru prima dată am văzut-o pe mamă, părăsindu-și cu adevărat visarea ei nenorocită. S-a pus în fața noastră și blestema. Făcea spume la gură, striga, vă omor pe toți! O împungeau câță oaiele, lovind-o la ficat, când izbuteau să o surprindă, tot încercând să o dea deoparte, să ne separe pe toți trei ca pe uși. Mama urla, vă omor pe toți, jur, vă spinte cu mâine ca mâna mea și vă beau sângele. Pe Dumnezeu meu nu scapă. Și întindea mâinile spre ei să-i trăsnească, dar nu-i putea atinge că o împungeau câță oaiele alea de lemn. Dă-te, femeie, nu te mai împotrivi. Eram amândoi, fratele și cu mine, tare speriați. Atunci am plâns pentru prima dată. Știam că e de rău, că o să murim, chiar dacă eram ascunși după fâsta ei. Într-un târziu au izbutit să o izoleze și o țineau bine. Au aruncat plasa pe ea, apoi nu știu de ce, s-au întors către noi. De data asta, vârfurile armelor erau de metal, ascuțite. Unul l-a fixat pe la micul cu furca, iar altul s-a apropiat cu o cușcă de lemn. Când l-a atins, a izbucnit o flacără subțire albastră. În clipa aia, mama a tras un răgnet. I-a răsturnat pe pasnici la pământ și a sărit între oameni și fratele. S-a făcut covrig în jurul lui, apoi a întins degetele spre fața mea
și mi-a acoperit ochii. Era fără mănuși atunci când m-a atins și pe mine. A fulgerat din senin, s-a auzit un tunet de furtună. Mama a început să tremure, a crâncnit ca din gură de șarte, părul i-a scârit în cap, a fumegat, ochii s-au colbat și în câteva secunde s-a carbonizat, luând cu ea toată blata. Eu m-am uitat la frate meu, el la mine. Din ochii lui ieșeau scâmpenii.